pauza s-a încheiat. Aventurile cât casa continuă. Primul joc e ca o misiune, e destul de simplu. O să primiți un plic de la mine și o hartă. O să mergeți cu una din bicicletele care vă așteaptă chiar aici. Se numesc bici-taxi. Trebuie să mergeți cu bici-taxi, să luați pe cineva și să îl ajutați să ajungă unde își dorește, după care să vă întoarceți aici, la mine. În funcție de ordinea în care vă întoarceți, primiți cartonașe cu Dios și colegii voștri au avantaje mâine dimineață. Da? Si. Da. Da. Si. Eu n-am crezut o clipă că mai avem un joc. Eu am crezut că mergem, căutăm cazare, alea și dă-i să meargă. Nu. A două hărțile. Vă simt un pic așa, vă simt un pic emoționați, tensionați. Nici nu știu de unde să vă apuc. Cred că nici noi nu știm. Iar eu nu mă pricep deloc cu hărțile. Nu mă orientez bine în spațiu. Îmi spui ceva să mă duc în dreapta, mă duc în stânga. N-am nicio treabă. Există două puncte, A și B. Primul e punctul A în care trebuie să mergem. De unde luați pe cineva pe care trebuie să scrie acolo pe hartă, ești aici. Înseamnă că de acolo voi porniți. Da? Ok. De acolo trebuie să mergeți întâi în punctul A. Luați persoana despre care aflați din plic. O duceți în punctul B și vă întoarceți la mine. Ok. Bicicletele sunt acolo? Le-ați văzut deja, probabil? Da. Mergeți, dragilor, vă aștept pe locuri. Fiți gata. Start. Mult succes. Și am zis deja în capul meu, greu să ajung prima astăzi, pentru că dacă mă încurc în harta asta... Nu e. E una întreagă, da. Doamne. Cât e de lungă bicicleta asta, de nu se mai termină. Ce bicicletă, că m-am urcat pe bancheta din spate. Nu e. Și eu m-am pus aici. Ce naiba de bicicletă e asta? Nu mă buși. Op. Îmi pare rău. Vlad cu Romica pleacă în față, glonț, Romica pleacă primul, iar eu cu Sânziana trebuie să întoarcem. Senior, ăsta e bulevardul Cordoba? Ok. Pe lângă mine, în față, trece Valvâltești Vlad. Băi, Vlad are forț, e sportiv. Ah, ok. Stai puțin. Și cum dăm înapoi? Nu știu. Cum se întoarce? Că e lungă cât un cârnat. Nu e bine. Trebuie să merg în partea cealaltă, nu? Nu pot. Trec pe lângă? Trec, hai. Fata era că învârteai bicicleta, dar e morca să dea pe loc. Am trecut pe lângă mașină, pe lângă roată, așa, milimetrică. Și rămân singură. Să moară. Ultima proastă din bicicletă. Nu, deci eu am rămas aici, blocată. Într-un final, am reușit și eu să plec de la Irina, cred că cu 10... Nici nu mai vedeam pe Sânziana, nu mai era pe stradă Sânziana. Sarmiento, ești par aqui? Hai că mă descurc, e ok. Am plecat, cred că penultima, dar nici nu știam exact unde e Alexia, cât de departe sunt băieții și nici nu conta, pentru că oricum adresele noastre erau diferite. Eu mă pricep să citesc hărțile. Fratele meu m-a învățat cum să folosesc o hartă. Va trebui astăzi să fac pe taximetristul, să iau pe Melina de la Completo Shanghi, să o iau, să o duc dintr-un loc și să o duc în alt loc împreună cu toate plantele. În pauză, distracția continuă, alături de Casa Pariurilor.